Polițiștii din cadrul secției numărul 3 de poliție Ploiești au fost sesizați astăzi 26 septembrie anul curent în jurul orei 10 cu privire la faptul că un bărbat ar fi pătruns în sediul unei instituții publice din Ploiești amenințând că se va sinucide. În baza sesizării de urgență au fost direcționate la fața locului mai multe echipaje de poliție precum și polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Din primele verificări reieșim faptul că un bărbat de 57 de ani ar fi pătruns în sediul instituției publice, amenințând că se va sinucide și că va incendia instituția. Asupra acestuia se afla un recipient cu un produs petrolier pe care l-ar fi aruncat în incinta instituției, fără a aprinde substanța respectivă, ulterior plecând de la fața locului. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au desfășurat ample activități de căutare a acestuia, la scurt timp fiind depistat pe raza municipiului și condus la sediul secției numărul 4 de Poliție Ploiești, în vederea audierii și luării măsurilor legale ce se impun. În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la distrugere prin incendiere.